Joi dimineață, la sediul Federației Române de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a programului meciurilor de baraj pentru promovarea în Liga 3-a. 42 de campioane județene se vor duela pentru cele 21 de locuri în eșalonul al treilea. Jocurile se vor disputa în sistem eliminatoriu, tur-retur, pe terenurile fiecărei echipe, la datele de 20 și 27 iunie, cu începere de la ora 17:30. Campioana județului Suceava, Bucovina 2 Ciocănești, echipa satelită a clubului din Pojorâta, recent promovat în Liga 2-a, va înfrunta campioana județului Botoșani, formația Inter Dorohoi. Sucevenii au fost avantajați de tragerea la sorți, primul meci urmând să fie disputat pe stadionul municipal Dorohoi, iar soarta barajului va fi tranșată în returul de la Ciocănești. Bucovina 2 Ciocănești trebuie să transmită până săptămâna viitoare lotul de jucători cu care va aborda barajul de promovare. Pe de altă parte, campioana la juniori a județului Suceava, Progresul Frătăuții Vechi, va lupta cu botoșănenii de la Viitorul Blândești pentru promovarea la turneul zonal al Campionatului Național de Juniori A1. Meciul tur are loc joi de la 17:30 la Frătăuți, iar returul este programat sâmbătă, la aceeași oră, pe stadionul din Ipotești, județul Botoșani.